Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2, cariera noastră real life. Nu am mai postat de câteva zile bune pentru că nu s-au strâns like-urile. Din păcate, nu s-au strâns like-urile decât astăzi, când filmez acest episod. Tocmai de asta apare și atât de târziu episodul. Pentru următorul episod de Euro Truck Simulator 2, 30 de like-uri la acest episod. Prieteni, 30 de like-uri și apare următorul episod. Așadar, dacă vă uitați acolo, apăsați și butonul de like, că nu costă nimic. Am văzut că a apărut și dislike-urile, nu mă supăr. Însă cei care dau dislike-uri, să spună în rubrica de comentarii și de ce dau acel dislike, adică ce nu le place, ca să știu pe viitor să îmbunătățesc, de ce nu. Suntem în Euro Truck Simulator 2, cariera noastră real life, și avem astăzi o cursă destul de interesantă aici de la Nordic Crown. Știți că am mai avut noi curse de la Nordic Crown. Avem o plecare aici în rampă. Mamă, ce tracțiune are bestia asta noastră. Data trecută știți că aveam plecare de aici, însă de data asta ne dă remorca aici. Avem o remorcă din asta în tandem din nou, cum vă place vouă. Deci avem o cursă specială astăzi, o cursă specială și destul de lunguță. Ok, perfect. Hai să dăm și de afară dacă tot am cuplat-o. Avem aici dita mai monstruozitatea de transport, pentru că avem un transport în tandem cu două remorci, ceea ce se ține peste 20 de metri aici. E nebunie. 713 km, prieteni, avem de parcurs. Hai să dăm cu dreapta puțin aici, că trebuie să o luăm mult, mult în larg această ieșire. Și să ne uităm pe mapă prima dată, să vedem de unde plecăm. Știți că data trecută am rămas în Aalborg, în Danemarca, și avem cursa astăzi tocmai în Germania, în Magdeburg. Am ales această cursă în Magdeburg pentru că vreau din Magdeburg să ne ducem spre Anglia. Vreau să ne ducem spre Belgia, Olanda, Belgia, și după să trecem pe la Calais, spre Dover, poate. Ca să intrăm în Anglia, să facem ceva prin Anglia pe aici, poate ajungem și prin Irlanda, și după să ne ducem în Tórshavn, și după să ajungem în Islanda. Aș vrea să facem Islanda. Cam ăsta ar fi planul, prieteni. O cursă lungă, însă. O cursă lungă care o să ne dea bătăi de cap, probabil. Următoarea stradă, virați la stânga. Următoarea stradă, mare grijă acolo cu ultima remorcă. Deja s-a blocat pur și simplu totul aici. Deja s-a blocat pur și simplu totul. Ăla dă cu spatele acolo. S-a blocat totul. Totul s-a blocat aici. Am blocat și eu strada. Ce e aici? Eu nu înțeleg ce e aici. Ferească-mă, sfântul, ce ansamblu am. Și am blocat și eu strada. Păi da. Deci aici e blocat în spatele meu, în față e blocat. Și după o să vină abonații mei să-mi spună, unii din ei aia care sunt hateri, că ai lag în joc, că ți se vede în poze. Recunosc uneori când este problema de la mine, să aici dacă am lag, spre exemplu, nu e vina mea, pentru că sunt o grămadă de mașini și eu mai și filmez. Țineți cont de asta. Ca să, așa, ca fapt divers pentru aia care spun că uneori merge în lag. Merge în lag uneori pentru că sunt foarte multe NPC-uri, foarte multe. Aici s-a dat drumul la mașini, însă în partea asta văd că nu merge, așadar o să trebuiască să fac eu o fentă, probabil, și să mă bag pe aici, dar nu știu eu dacă o să reușesc, sincer. Sper să mă lase și să nu rămân blocat, eu asta îmi doresc foarte tare. Aole. Hai să vedem dacă reușesc eu să... Mamă. Tracțiunea o am foarte bună pe acest trac. Nu avem ce să fac aici, pur și simplu. Deci asta era singura... Hai că a urcat și ultima remorcă. Era singura o chestie pe care puteam să o fac aici, pentru că drumul ăsta nu știu când o să se deblocheze. Pur și simplu s-a blocat definitiv. Asta ce face? Am crezut că iese în fața mea. Avem o cursă destul de lungă și nu-mi permit să pierd timpul așa de aiurea. Dacă eram pe final, poate am fi așteptat acolo încă vreo 5 minute să se deblocheze acel drum și a mai fi discutat, însă suntem la început de cursă și nu are rost să pierdem timpul. Ați văzut că am așteptat ceva acolo, poate unul să spună că nu, ăsta nu mai este real life cu ei pe câmp. Ba, și în real life o iei pe câmp dacă nu poți să treci pe stradă, credeți-mă.
Deja am intrat în Olborg aici, în oraș. Noi am fost undeva la periferie, probabil printr-o zonă Mergeți industrială. prin Trebuie să am grijă pe aici, parcă era un blitz. Din ce mi-amintesc eu, nu știu dacă prin zona asta, însă știu că pe undeva pe aici era un blitz. Trebuie să fac stânga aici. Trebuie să am grijă pentru că acum, fiind în tandem, trebuie să iau curbele exact. Următoarea stradă, aici la dreapta, aoleu. Până ieșim din orașul ăsta o să fie mai complicat, zic eu. Am mai schimbat și niște setări prin OBS pentru că la ultimul episod filmat ăla de SnowRunner, ăla a fost ultimul filmat, a fost dezastru, sincer să fiu, de asta am pus și titlul specific ca să nu se plângă altul că pun nu știu ce titlu, nu. Nu e nici clickbait, nu e nici nimic, un episod dezastruos ca și filmare din punctul meu de vedere, bun ca și gameplay, gameplay însă ca și filmare a ieșit prost din cauza, probabil și din cauza OBS-ului. Următoarea stradă, virați la stânga. Hai că virăm la stânga, frumos. Dacă vine perfect și ultima remorcă. Aștept să intru pe autostradă, că în mod normal ar trebui să am autostradă, nu ar trebui să am drum pe o singură bandă. Adică în fața acolo fac stânga și ar trebui să intru pe autostradă după. La stânga. Hai prietene, ca să prind și eu verde, nu de alta, bagă-te. Stradă, virați la stânga. Virez la stânga. Mamă, mamă, cât de greu și trebuie să o fac perfect, că după agăț cu ultima remorcă o să agăț mașinile astea. Și aici intrăm pe autostradă, nu? Și ar trebui. 200 de metri, virați la dreapta. Mamă, nu zic că intrare din aia problematică. Următoarea stradă, virați la dreapta. Intrare din aia înghesuită. Aoleu. Aoleu. Mamă, mamă, la fix a venit ultima remorcă. Dacă v-ați uitat în oglindă, ați văzut că a venit la fix, la fix. Și am ieșit la autostradă unde ar trebui să mergem mult mai ok acum. Ăsta nu știu de ce nu mi-acordă prioritate, nu știu de ce n-a trecut pe a doua bandă. Dacă vedea că eu vin de acolo lansat. Și am făcut 30 de kilometri, wow, doar prin orașul ăla ce am făcut 30 de kilometri. Ne-am mișcat destul de bine, zic eu, ținând cont că suntem în tandem. Am prins și verde la semafoare, asta a fost ok. Avem 41.000 în firmă, pentru că mai avem și cele două angajate care ne aduc profit. Una din ele ne aduce puțin ca 2-3.000, cealaltă însă a ajuns la 10.000 să ne aducă, ceea ce este excelent. Însă vine cam o dată pe zi profitul, deci nu... Nu din 5 ore, spre exemplu, vine cam o dată la 12-14 ore, așa, un profit din partea angajatelor. Asta face dreapta și ne lasă nouă banda liberă, este perfect. Combustibil avem, în mod normal, până la destinație. Ne arată în bord un range de 1600 de km și noi avem 660 de parcurs până la destinație, până la Magdeburg. Prima dată când o să trecem și noi pe teritoriul Germaniei, de când ne-am apucat de această carieră, să fie prima dată când ajungem în Germania, însă nu o să poposim mult pe acolo, pentru că v-am zis, după planuri ar fi să mergem spre Olanda, Belgia și după să trecem pe cale, pe la cale în Anglia. Dar până acolo mai avem de tras, că probabil după ce o să termin această cursă, o să caut o cursă spre Olanda sau Belgia. Sper să primesc, evident. Mergeți nu am vrut să avem această cursă chiar atât de lungă astăzi, însă nu am găsit pur și simplu alta, că asta s-a dus în dreapta. Nu am găsit pur și simplu alta, aș fi vrut undeva o cursă la 400-500 de kilometri maximum, însă nu am găsit și de asta am apelat la această cursă de 700 de kilometri. Este o cursă foarte lungă, însă m-am bazat pe autostradă, sincer să fiu, adică chiar am crezut că o să fie autostradă și momentan văd că este autostradă, ceea ce este excelent, mai ales că suntem cu o remorcă în tandem, două remorci cum ar veni. Mergem bine, mergem cu 140 aproape pe autostradă, deci kilometrii o să zboare pur și simplu din GPS. Dacă mai aveți alte păreri, sfaturi sau sugestii pentru joc, vă aștept pe grupul de Facebook și vă aștept și în rubrica de comentarii, desigur. Ăsta zice să părăsesc autostrada acum. Deci ăsta am zice acum să părăsesc autostrada. Ai de capul meu! De ce să părăsesc autostrada? Păi și nu puteam să merg și pe dincolo.
încadrați-vă pe banda stângă. E același lucru, prietena mea, e același lucru, de ce m-ai pus să ies de pe autostradă? Nu mă bagă înapoi acolo pe autostradă? Uite de ce m-a pus pe mine să pun frân. Ce are GPS-ul ăsta? E nebun la cap? Ferească-mă, sfântul. Ah, și mi-am scos tot aici. Da. Aveți și un link de tip stream în rubrica de comentarii dacă vreți să ajutați canalul și vreți să mă ajutați. Un link de donație acolo, 1 euro, 5 euro, cât puteți și dacă vreți să-l aveți în rubrica de descriere la fiecare videoclip. O să facem pe viitor, să-mi ziceți dacă vreți să facem și un server de Discord. La asta m-am gândit, am văzut și eu o sugestie din partea unui abonat sau au fost vreo doi abonați care mi-au propus și un server de Discord, dar vreau să vă întreb pe voi așa în general, dacă vreți să facem un server de Discord și evident că o să facem, dacă o să fie interes din partea voastră. Am atins pe ăla cu remorca, că a venit omul meu lansat a venit. A fost vina mea, într-adevăr, mi-a sunat vina, am luat și amendă 400 de euro pentru acroșare. Deci dacă vreți server de Discord, lăsați acolo un rubrica de comentarii și pe viitor o să facem și un server de Discord și cam am avea cam toate chestiile posibile până acum, pentru că avem și grup de Facebook și link de donații în caz că vrea cineva să ajute canalul. Toți banii, evident, și pe viitor o să fie investiți în canal, pentru că vreau să cresc calitatea canalului din ce în ce mai tare. Nu aș vrea să rămân cum sunt alți youtuberi prin România, un milion jumate de abonați și care au ca și microfon căștile de la telefon. Nu vreau să dau nume, dar dacă stați pe YouTube, cu siguranță cunoașteți cazuri. Facem dreapta și sper să rămân pe autostradă, sincer să fiu. Probabil, da, văd că sunt pe lângă Kölding. Încă nu am părăsit Danemarca. Ce se întâmplă aici, eu nu înțeleg. Ce pun ăștia frână? Kölding, Eschberg, ok. Și noi ne continuăm drumul aici. Mamă, ce bifurcație aici. Pe sus, pe jos, poduri peste poduri, ieșiri peste ieșiri, intrări. Ăsta pune frână, aiurea. Avem 500 de kilometri, am parcurs peste 200 și un pic de kilometri. Doar că am parcurs atât de repede fiind pe autostradă. Avem și un peco aici, însă cum v-am zis, nu avem nevoie momentan de peco. Avem jumătate de rezervor, ceea ce ne permite să ducem această cursă la final și chiar să o acceptăm pe următoarea și după o să punem, când o să începem pe următoarea cursă, o să punem motorină. Este ora 11 dimineața, este o cursă pe zi, cum vă place vouă. Am observat că aceste curse pe timp de noapte nu prea vă plac. Nu prea vă uitați la ele, pentru că probabil se vede prost fiind negru. Ăsta nu se dă la o parte. Hai, prietene, cu Mustangul sau ce ai. Ce face? De ce pui frână, prietene? Treci pe prima bandă dacă nu ești în stare să mergi aici. Opa! Opa, e poliție aici, e un accident, ceva s-a întâmplat. De asta se merge atât de încet. Mamă, s-a răsturnat aici, ce s-a întâmplat? Ai de capul meu, ce e aici? Da? Hai să intrăm pe prima bandă, văd că suntem pe la Padborg. Era să zic unde sunt banii, că aveam 41.000, acum 40.900, dar am plătit amenda aia pentru acroșare. Accelerează cam greu, pentru că avem și ceva încărcătură, avem, de fapt nu avem tomacuri de miel, doar 15 tone, însă avem două remorci după noi, probabil în această cauză să meargă atât de greu camionul să plece de pe loc, mă refer. Văd că am ajuns și la Vama, cu Germania, mă normal. Vama daneză, da, și am ajuns la vama cu Danemarca. Am
intrat în Germania oficial pentru prima dată în Eurotrack Simulator 2, cariera noastră real life, prieteni, pentru prima și prima dată în Germania, Schleswig-Holstein, în regiunea Holstein suntem. În mod normal, pe aici trebuie să fie doar autostradă, mers fără probleme. Cam asta îmi închipui eu că ar trebui să fie prin Germania în Eurotrack Simulator, pentru că așa este și realitatea. Deci am ajuns în, lângă un prim oraș aici, lângă Flensburg. Și mai avem 422 de kilometri. Wow, mai avem mult de mers. Chiar mai avem mult de mers. Însă iarăși se produce o aglomerație aici. Nu înțeleg de ce. Ce se întâmplă aici. S-a blocat. Ce e aici în față? E accident. De ce? Aole. E accident acolo în față, prieteni. Păi și cum intru eu aici? Ăștia țin unul lângă altul. Eu nu pot să trec pe aici. Doar să nu... Ok. Hai că s-a dus ăla. A întors și ăsta. Iarăși s-a băgat ăla prostește acolo. Hai că îi dăm înainte. A fost un accident acolo. S-a blocat toată autostrada, ca să vă dați seama. Hai, poate accelerăm și noi, că eu sunt cu tirul, dar voi cu ăștia cu mașinile mici, de ce nu accelerați? Era greu să mai ies eu de aici dacă nu se debloca. Cât de greu trage, mamă, cât de greu trage. Ce pod frumos aici. Mamă, dar cât de abrupt e. Avem niște case pe jos. Asta e un râu, probabil. Avem acolo și acolo și acolo, ok, se... Am grijă să nu intru în cineva. Foarte frumos se vede. Hai să trec pe... Mamă, iar dau de asta. Merg ăștia de pe prima bandă mai repede ca ăștia. N-am văzut așa ceva. Ăla cu... pompierii s-a băgat și stă aici degeaba, pur și simplu stă degeaba. Deci când mai dai flash-uri se mai dau la o parte, însă aici slabe șanse. E foarte, foarte mare aglomerația, este ora 12:36 ziua și foarte, foarte aglomerat. Mașini peste mașini se pare, degeaba suntem pe autostradă, că tot greu ne mișcăm, sincer să fiu. Nu am ce să fac, unde? Doar mă duc pe banda de urgență, dar... Asta așteaptă să intre pe autostradă și acolo vedem un camion, o remorcă care a luat foc pur și simplu. Wow! O cisternă care a luat foc, prieteni, acolo. Wow! Mamă, cât de greu accelerează. Abia am prins 90 la oră. Vreau să trec pe prima bandă, că după iar o să se bage cineva în fața mea și iar o să stau în spatele lui aiurea. Așa măcar aici nu am pe nimeni în față. Hai că s-a băgat ăsta pe autobuz. Vedem poliția care a oprit pe cineva cu cisterna. Ok, s-a băgat ăsta cu autobuzul și fix ce vă spuneam, acum trebuie să stau după el. Acolo era blitz sau mi s-a părut mie? Nu am înțeles, ăsta cu autobuzul a depășit pe ăsta cu pompierii sau s-a băgat și pur și simplu și a intrat înapoi în bandă? Nu mi-am dat seama.
Suntem în regiunea Hamburg de această dată. Schimbăm regiunile așa una după alta. Mamă, ce albă e șoseaua pe aici. Suntem la 3 benzi pe sens. Mamă, dar ce albicioasă e șoseaua pe aici. Nu trebuie să disting liniile. Încadrați-vă pe banda stângă. Sunt pe banda din stânga cum ar veni. Sper să nu fie vreun blitz pe aici, că mă arde rău dacă e vreun blitz. Ah, e tunel aici, ok, tunel în Hamburg. Și ăștia merg încet aici, merg încet aici, ăștia, ferească-mă, sfântul. Vede că suntem prin Germania, e mai complicat așa, nu mai complicat, mai diversificat, să zic, totul prin jur. Nu vrea să accelereze, nu înțeleg de ce. Foarte, foarte greu. Ce e pe aici prin jur? Să vedem cum poziționăm camera. Avem 260 de km până la destinație. La 3 Benz, Saxonia inferioară. Schimbăm regiune după regiune, cum vă ziceam, schimbat, asta e a treia regiune de când am intrat în Germania. Mai devreme Hamburg, acum Saxonia inferioară. Și am trecut înapoi la 2 Benz, la bifurcație. Dar foarte aglomerat, incredibil de aglomerat. Deci mi se pare wow cât este de aglomerat, sincer să fiu cu voi. Asta nu se dă la o parte. Ah, ok. Credeam că stă în fața mea, pur și simplu. Dar s-a băgat ăsta cu jeep-ul. La fel, s-a băgat... Fix de aiurea s-a băgat. Uite, prietene, la locul tău. Vezi, dacă dai flash-uri din timp, se dau la o parte ăștia. Foarte interesant. Asta nu mai are unde să se ducă acum. Trebuie să depășească tirurile. Nu știu dacă se dă la o parte. Momentan oricum merge foarte tare față de noi. Trebuie eu să intru pe banda asta în mod normal. V-am zis că e autostradă non-stop pe aici, adică e... Mamă, 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 5.000 de euro amendă. 5.000 de euro amendă. Tu-i poliția vieții mele, fai de capul meu, cred că asta e maximum de amendă pe care poți să o primești. 5.000 de euro, era poliția în trafic, prieten. Ce-am depășit cu 50 și ceva de kilometri la oră viteză admisă. 5.000 de euro amendă, Dumnezeule, Doamne! Wow, 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 wow! De unde să văd eu, prieten, că sunt astea aici? Pai de capul meu! 3% unul pe remorcă, ai, 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 numai accidente pe aici, prin Germania, nu știți să conduceți! Aoleu, trebuia semnalizat mai din timp. Nu cu 10 metri înainte de accident. Avem 160 km. Foarte multe păduri, verdeață foarte multă. Cam ajunge și oboseala, o să ajungem, cred că, la limită.
Probabil trebuie să ies aici din câteva pe GPS. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă părăsiți autostradă. Fix ce ziceam. Părăsiți autostradă. Mergeți înainte. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Intrăm pe altă autostradă cu siguranță, nu cred că mă bagă pe naționale. Nici nu prea sunt naționale prin Germania, mă, normal. Încadrați-vă pe banda stângă. Da, intrăm pe altă autostradă, mai avem 120 km, deja ne dă indicator de Magdeburg. Autostradă la 3 benzi. Nu știu ce jocuri să mai pun pe canal. Mi-a propus un abonat un joc, dar nu cred că ar prinde respectivul joc. Am uitat numele jocului. M-a mai întrebat cineva, însă n-am avut timp să-i răspund, de modul pe care îl folosesc pentru trafic, pentru real trafic. Și scrie ciudat, am intrat în lista de moduri și nu e exact modul, însă dacă scrie, dacă abonatul respectiv se uită în acest moment la episod, să scrie pur și simplu pe Google real trafic, ETS2 și versiunea de joc pe care o folosește el. Eu folosind 1.44 în acest moment, eu am un mod specific care mi-a adăugat și traficul real, adică densitatea în unele zone și așa mai departe, și mi-a mai adăugat ceva în plus cu chestia de ploaie, în sensul că ploaia se vede mai real, să zic așa. Suntem în Saxonia-Anhalt, ok, altă zonă, altă regiune, deci mi-a adăugat și chestia cu traficul real, însă mi-a adăugat și chestia cu ploaia, că picurii de ploaie pe parbriz se văd mai real și pe asfalt, evident. Ploaia în general se vede mult mai real. Cam asta mi-a adăugat acel mod. Dar moduri sunt foarte multe și site-uri de moduri sunt foarte multe, însă să fiți foarte cu băgare de seamă la versiunea de joc pe care o folosiți, adică modurile să fie pentru versiunea respectivă, pentru că dacă puneți un mod pentru o versiune inferioară, să zic așa, o să vă dea crash, salvarea. Nu o să vi se încarce sau pe banda o să aveți probleme pe urmă cu salvarea. Părăsiți autostradă. Ok, trebuie să intru pe banda dreaptă. Asta s-a oprit aproape definitiv. Definitiv s-a oprit asta. Și GPS-ul ăsta mă anunță pe mine cam târziu, sincer să fiu. Adică ar trebui să mă anunțe și el cu 2-3 km înainte că trebuie să... Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă virați la dreapta. Ok. Probabil aici intrăm pe altă autostradă, jos vedem altă autostradă. Sunt numai autostrăzi în Germania. Nu mai autostrăzi. Mai avem 39 de km până la destinație și am ajuns. O cursă foarte lejeră, aș spune eu. 700 și ceva de km, însă i-am parcurs foarte repede fiind pe autostradă. Vedem deja Magdeburg în față. Hai să intrăm și noi pe autostrada cealaltă. Ok. Asta cu platforma ce face? Se duce la adunat mașini probabil de prin Germania și le vinde în altă zonă mai scump, nu? Samsari. Trebuie să ieșim iar. Hai să-l depășesc pe ăsta și după să mă bag în fața lui. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă părăsiți autostradă. Ok. Părăsiți autostradă. Ce transport ăsta? Locomotivă? Vagon? Dar de ce pune frână? În 200 de metri virați la dreapta. Bă, da, greu merge ăsta, greu. Se bagă și ăsta tot în dreapta și merge greu, rău de tot ăsta. Da,
Aici ăștia 11 km să mergem pe drum din ăsta normal. Fiindcă mergem spre oraș, am prins verde din nou, deci am avut un noroc la semafoare în episodul de astăzi, toate le-am prins verde. Vreau să-l depășesc pe ăsta că nu-mi place de el. Văd că merge și el nu se încurcă, sincer să fiu. Vezi cabina noastră cât este de înaltă față de a lui? Încadrați-vă pe banda dreaptă. Pe urmă dreaptă. La dreapta. Aoleu, 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 aoleu. Sper că nu am blocat banda cealaltă, nu am intrat la perfecție în fața lui. Vedem și bestia noastră aici. Trebuie să facem dreapta. Am fi putut merge și înainte, însă hai să ne luăm după GPS, că l-am setat să-mi dea varianta cea mai scurtă. Se pare că ultimul semafor l-am prins roșu. Nu am prins chiar toate verzi astăzi, însă... Uite, că s-a făcut și verde între timp și noi trebuie să facem la dreapta aici. Următoarea stradă, virați la dreapta. Ok, să iau puțin mai în lară cât se poate. Să nu vină nicio mașină din sens opus, ok. Și totul e perfect, a intrat și ultima remorcă, perfect, perfect, și mai avem un kilometru, prieten, până la descărcare. Frumoasă Germania ca și străzi, să zic așa, mergi foarte repede. Și în Danemarca am avut multă autostradă, deci ne-am mișcat foarte bine. În Norvegia nu prea am avut, însă... Treci. La stânga. Ok. Următoarea stradă, virați ușor, ușor, la ușor, stânga. Ușor, ușor. Îmi place să văd așa. Când ajung la destinație, să văd totul cum se... Mamă, și trebuie să o pun acolo pe... Mamă, ce șerpuire fac eu aici acum. Ușor, 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 ca să nu agăți camionul în gard. Ok, nici remorca. Am poziționat tracul perfect drept aici din punctul meu de vedere. Și ar trebui totul să fie în regulă, nu? Da, am puțin în spate. Ok, e totul perfect, prieteni, ne-am descărcat aici. Am adus de la Nordic Crown, excelentă livrarea, fără pagube, fără nimic. Și hai să vedem momentan dacă ne dă vreo cursă spre Olanda-Belgia din Magdeburg. Mamă, cât de pe parte suntem. What? Aici e doar o companie și ne dă doar la Dihon sau la Cracovia. Glumești cu mine, nu? Cum să fie în Magdeburg doar o singură companie? Ar trebui să fie dita mai orașul. Care dita mai orașul? Care o singură companie în Magdeburg? Mai este un Halle aici. Zale, care are și ea o singură companie. Și ar mai fi Leipzigul, care are foarte, foarte multe companii, însă până acolo ar trebui să merg vreo 145 de kilometri, ceea ce mi se pare cam mult. Aș mai putea să mă întorc la Hanovra, care la fel are destule companii. Ar fi 151 și până acolo, sincer, foarte mult. Însă eu o să dorm, prieteni, și poate norocul o să ne surâdă și o să ne dea o cursă spre Osnabrück, Dortmund, habar nu am. O să vedem însă asta data viitoare, prieteni. Nu uitați, vă rog, de linkurile din descriere, dacă vreți să ajutați canalul, aveți în descriere linkul de tipi stream unde puteți să donați de la 1 euro până la 20 sau 25 de euro, dacă aveți posibilitatea și vreți să ajutați canalul. Aveți și grupul de Facebook în descriere și lăsați-mi și părerea voastră de grupul de Discord dacă vreți să-l facem sau nu. Și propunerile voastre de următoare jocuri pe care ați vrea să le vedeți pe canal, jocuri noi, jocuri mai vechi, habar nu am, lăsați-mi pe care de comentarii sau ce jocuri vreți să revină pe canal, pentru că noi am mai jucat și alte jocuri, în ultima perioadă am mai postat și Raft, am mai postat SnowRunner. Nu știu, vreți să continuăm seria de Raft? Habar nu, lăsați-mi plăcat de comentarii. Ce serie ați vrea să mai continuăm și ce jocuri noi ați vrea să vedeți? Până data viitoare, prieteni, nu uitați 30 de like-uri pentru următorul episod de Euro Truck Simulator 2 și noi ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!